Cine nu e gata, îl iau cu ciocolata! La bunătățile copilăriei! Cu ciocolată plus alune, căpșuni, Oreo, biscuiți, banane, orfinetii. 10, 20, 30, 10 de gogoși calde, cu vanilie, papanaș, cu gem și smântână, gofre mici sau mari. La bunătățile copilăriei! Lângă piața centrală. Femeie încrezătoare, ești frumoasă. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Îți modelăm apetisant, în pas cu timpul, trupul non-invaziv, reconturat și ferm, în timp record. Criolipoza este numai începutul. Jos, colacei! Hai, curaj! Șoferă-ți ca răsfăț suprem o oră de masaj. Pachete și oferte avem destule, te ajutăm să ieși în avantaj și alege deci să fii frumoasă cu make-up, bronz și cu drenaj. Deci frumusețea ta e pentru noi un scop. În plus, pentru bărbați avem și barbershop. Se oglindește până în vârf de unghiulacul. Mistere sfirele de păr. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Am zis. Notează-ți în agenda ta, femeie dragă, la V, Centrul de frumusețe Vis. Jurnal Giurgiuvean, o publicație care te poate scoate din orice situație. Vă așteptăm la redacție în complex Ancora, parter sau pe site-ul jurnalgiurgiuvean.ro. Jurnal Giurgiuvean, un cotidian care creează dependență cititorilor săi. Să discutăm fără perdea despre perdele, draperii, covoare, lenjerii și toate accesoriile ce ne compun decorul vieții. Impune-ți stilul! Caută, măsoară, întreabă și alege din toată gama noastră. Odiseea redecorării nu are început, nu are sfârșit. AIDA, opere complete în pliuri, culori, texturi și gusturi rafinate. Pe strada Gării, numărul 73. Un magazin deschis tuturor gusturilor. În cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... Trei morți și doi răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine. De luni până vineri, începând cu ora 17, este Breaking News la TV Giurgiu Tribun. O emisiune de redacție în care vă supunem atenției informațiile zilei aflate pe site-ul nostru www.giurgiu-tribune.ro, unde punem știrile în primul rând. Fii alături de redactorii noștri la Breaking News. Dezbatem subiecte din presa locală și națională în contextul actual și vă răspundem la întrebări. TV Giurgiu Tribune. Ia atitudine! Bun găsit, dragi telespectatori de televiziune online, Camelia Sacheti sunt, iată-ne și astăzi cu informații și tot felul de vești de care mai lămuritoare au apărut măsurile suplimentare la nivelul Tribunalului Giurgiu. Sunt într-adevăr foarte multe mișcări în teren în ceea ce privește aceste măsuri. Au apărut și modelele de adeverință de la angajator, respectiv declarație pe proprie răspundere pentru cele două intervale orare de restricții stabilite de autorități. Vorbim și despre incidența cazurilor pe municipiul Giurgiu.
este o constantă aproape față de ziua de ieri, dar tot depășește 7,5 la 1000 de locuitori. S-au adunat și consilierii locali, mai degrabă au fost convocați într-o ședință ordinară a Consiliului Local. Să vedem cam despre ce este vorba. Avem și un eveniment frumos, nici o mașină azi în parcarea primăriei Giurgiu. Este vorba despre Vinerea Verde, dar și concursul, pentru că concursul nostru este cel de toate zilele. Toate acestea, dar și multe alte subiecte și informații, le discutăm cu Nicoleta Pană. Bun găsit, Nicol! Bun găsit! Așadar, iată, spuneam că incidența nu e nici pe departe încurajatoare. Ne pregătim cu declarații și cu tot felul de măsuri suplimentare. Incidența, v-am spus, depășește 7,5 la 1000 de locuitori în staționare față de ieri. Imediat după publicarea hotărârii de guvern privind noile măsuri adoptate, se întrunește Comitetul de Situații de Urgență și se stabilește, de fapt s-au întâmplat lucrurile acestea, măsurile valabile pentru localitățile județului Giurgiu. Oricum, în urmă cu câteva minute a anunțat premierul Câțu că toate aceste măsuri pe care vi le vom citi se vor aplica începând de duminică 28 martie, întrucât în această seară va fi publicată hotărârea de guvern în Monitorul Oficial și pentru a da timp și magazinelor să se pregătească, pentru că o să vă spunem imediat și de ce. Vreau să ne referim în special la municipiul Giurgiu, pentru că aici este rata de peste 7 la 1000 de locuitori. Ei bine, în ceea ce ne privește, dacă incidența este mai mare de 4 la 1000 și mai mică de 7,5, așa cum este și cazul în municipiului Giurgiu, nu vom mai putea ieși din casă după ora 20 pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică, iar magazinele vor fi închise de la ora 18, tot în aceste zile, vineri, sâmbătă și duminică. În cazul în care, Doamne ferește, trecem de 7,5 la 1000, atunci nu vom mai putea ieși după ora 20 toată săptămâna și magazinele de asemenea se vor închide de la ora 18 pentru toată săptămâna, până când rata, incidența va scădea sub 7 la 1000. Sperăm să nu ajungem la 7,5 la 1000 de locuitori. Așa că cam aceste lucruri ne așteaptă și mai sunt aici, v-am spus, de magazine, dar avem nevoie, iată, de Paște. Sunt cuprinse aici măsurile de Paștele Catolic, deci în perioada 3 aprilie, 4 aprilie, Paștele Catolic și 1 mai, 2 mai, Paștele Ortodox, se permite circulația persoanelor în afara locuinței în intervalul orar 22 noaptea pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase. Da, pentru că va fi diferit anul acesta de Paște, vom avea cât de cât acces, iată, putem merge să luăm lumină, măcar de atâta, exemplu, da, și simțim altfel impactul acela. Și suspendarea activităților operatorilor economici, cea care este desfășurată în spații închise, în domeniul sălilor de sport, fitness, în localitățile în care incidența acumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 4 la 1000 de locuitori. Aici se suspendă. Se suspendă și da, se face sport acasă, asta este. Sau în aer liber. De... Da. Și asta. Mergeți cu bicicleta, alergați prin parc, nu este interzis, dar la sală nu se mai poate merge. Din păcate, da. Da. Și se permite în perioadele 3-04 și 04 aprilie 2021 și 1-5 până pe 2-5 circulația persoanelor în afara locuinței, gospodăriei, în perioadele 03-04-04-04 0105-0205, în afara locuinței gospodăriei, pentru intervalul orar 20, pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase. Da, am zis 3 aprilie și 4 aprilie. Paștele Catolic, 1 mai, 2 mai, Paștele Ortodox, între orele 20 și 2,
Putem merge la biserică. Și se permite circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei între 6 și 22 pentru deplasarea și participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea de Paște. Da, este, nu e de Paște, este sărbătoarea Pesah, este Pesah. Sărbătoarea evreilor. Tot, da, este prima dată când se introduce și la noi. Da, și la noi, adică inclusă în aceste restricții cu permisiunea de a merge la aceste servicii religioase. Iar prin excepție de la prevederile punctelor de mai sus, în intervalul orar 18-5, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, pentru că sunt persoane care nu se pot deplasa, au nevoie de cumpărături și iată, aceste firme, persoanele care livrează la domiciliu, se pot deplasa începând cu ora 18 după ce se vor închide magazinele. Noi sperăm ca până duminică la incidența la Giurgiu să scadă, să ne ajungem la 7,5. Da. Apropo de livrarea la domiciliu, am început cu ăsta fiind ca și un breaking news, super breaking news, pentru că este pe asta, am așteptat-o toată ziua cu toții, măsura asta și da, într-adevăr 7,05, incidența e destul de mare, dar dacă tot vorbim de livrări la domiciliu, avem și concursul pe care trebuie să vi-l prezentăm. Este vorba despre concursul zilei, cel de astăzi, este tot cu taverna Casa Bucur și trebuie să-i felicităm deja pe să-i vedeți pe câștigătorii de ieri care și-au comandat pizza deja și au savurat-o. Aceștia sunt foarte bucuroși. Da? Sunt foarte bucuroși în persoana Gabrielei Maria Luca și Daniela Graure. Iată acolo și o doamnă cu nepoțelul care au mâncat o pizza delicioasă ieri. Nu vă spunem câtă lume ne-am explicat că le-am făcut mare poftă, inclusiv pe aici, pe lângă noi. Și așadar, iată, o modalitate repede, bun și la tine acasă. Și astăzi este valabil concursul. Găsiți pe site la noi întrebarea zilei. De ce a fost goală azi parcarea din curtea primăriei Giurgiu? Și răspunsul se află într-una din știrile ediției de astăzi, pentru că avem acolo destul de multe știri. Dacă vă este poftă și nu câștigați, deși participați la concurs, sau pur și simplu nu aveți timp să vă înscrieți, 0246-218-277, comandați de care pizza vreți la taverna Casa Bucur. Știți ce trebuie să faceți, să comentați acolo pe site, sunt răspunsurile pe care le luăm în seamă și să dați și like și share emisiunii noastre Breaking News de la ora 17, așa că succes! Întrebarea zilei, de ce a fost goală azi parcarea din curtea primăriei Giurgiu? Găsiți răspuns într-una din știrile noastre pe giurgiu-tribune.ro, acolo unde trebuie să și răspundeți de altfel la articolul care vă oferă acest răspuns. Așadar, vă dorim succes, pentru că la finele emisiunii extragem din bol cei doi câștigători. Așadar, ne secundează Liviu, mulțumim frumos pentru ajutor și mergem la următoarea știre. Tot foarte, foarte, foarte importantă, da? Foarte așteptată, toată lumea ne-a întrebat astăzi, se leagă de cea de dinainte, destul de bine. Elevii din municipiul Giurgiu revin în clase de luni. Cum așa? Hai să vedem. Este vorba de școli care sunt vizate pe localități. Da, pentru că știți, săptămâna trecută au fost suspendate cursurile în municipiul Giurgiu, imediat ce incidența s-a apropiat de 7 la 1000, era 6,57, ceva de genul, când s-a decis ca școlile, grădinițele din municipiul Giurgiu să revină în online, dar ministrul educației a ieșit apoi și a precizat că școlile se vor închide ultimele și numai în localitățile carantinate. Așadar, poate să fie incidența la Giurgiu și 10, să spunem că dacă nu se carantinează, școlile tot vor rămâne deschise. Ne referim la școlile din scenariul 3, în special cele din municipiul Giurgiu. Așadar, de luni în municipiul Giurgiu vor merge fizic, da, preșcolarii, copiii de la grădiniță, elevii din clasele primare 1-4
și elevii claselor terminale a 8-a, a 12-a și a 13-a, aceștia vor merge fizic la școală, celelalte clase rămân în online. Aveți aici pe giulgiu-tribune.ro la articolul nostru cu elevii revin în clase de luni, trebuie să derulați după ce vă regăsiți și școala pe care o căutați, aveți jos în finalul acestei înșiruiri scenariile, da, sub care funcționează toate aceste școli. Da, și la scenariul 1 toți elevii merg la școală, în scenariul 2 merg toți preșcolarii și elevii învățământului primar, cei din a 8-a, a 12-a și a 13-a și în scenariul 3 toți preșcolarii și elevii din învățământul primar, la fel și cei din a 8-a, a 12-a și a 13-a. Așadar, da. Mare atenție, citiți acolo bine informații, vă vedeți în ce scenarii sunt copiii dumneavoastră și școlile respective și veți ști dacă de luni merg sau nu la școală. Da, de precizat este că luni și marți sunt și simulările pentru evaluare națională clasa a 8-a și merg la școală fizic doar elevii claselor a 8-a și cadre didactice care participă la această evaluare. Comisii, da, la evaluare. Ceilalți copii de miercuri vin la școală, culmea e când se ia vacanța și când se mai poate învăța. Așadar, vedeți acum și elevii ce vor face și care sunt școlile în care sunt aceste simulări ale examenelor naționale. Iar de duminică, așa cum spuneam, când vor fi impuse restricțiile, după ora 20, dacă vreți să ieșiți din casă, veți avea nevoie de declarații. Fie pe propria răspundere, în cazul în care mergeți în interes personal, la farmacie, la spital, alte probleme grave care necesită deplasarea dumneavoastră, dar aveți și adeverința de la angajator în condițiile în care mergeți la serviciu. Aceasta este. Da? Aveți declarațiile pe giulgiu-tribune.ro, le vedeți, aveți și un link de unde să vi le descărcați, să le aveți la îndemână. Și așadar, în declarația pe proprie răspundere este pentru intervalul orar 25 dimineața. Bifați acolo căsuțele, interes profesional, asistență medicală ce nu poate fi amânată, achiziționarea de medicamente, îngrijirea, însoțirea copilului sau persoanelor vârstnice, deces al unui membru al familiei. Da, aceasta este, trebuie să o scoateți. Este foarte important să vă uitați, să o identificați. Sunt ușor de confundat cele două declarații, pentru că una este pe verticală, una e pe orizontală și să vă uitați bine la dată și la oră, pentru că eu cel puțin prima dată când m-am uitat am făcut confuzie, da, tocmai din această cauză. Să vedeți undeva sunt și cele aici actuale. Unde se specifică 25, intervalul 25, pentru că mai sunt și declarațiile cu intervalul 22-5. Da, și tendința este să te duci la primele. Ori nu sunt acelea, tocmai primele sunt valabile aceste zile. Vineri, sâmbătă, de duminică vă trebuie probabil celelalte. Să vedem ce urmează. Găsiți aici la noi pe site ajutor dacă aveți nevoie pentru aceste modele de declarații. Da, este nevoie și de măsuri suplimentare în instituții. Iată, la nivelul Tribunalului Giurgiu s-au și luat aceste măsuri, în afară de cele luate la centru. Tribunalul Giurgiu adoptă măsuri suplimentare de protecție, mai exact în vederea prevenirii contaminării personalului instanțelor și pentru buna desfășurare a activității acestora. Sunt, ei bine, în birourile de arhivă și registratură programul de lucru cu publicul la arhiva și registratura Tribunalului Giurgiu și instanțele arondate, respectiv Judecătoria Giurgiu și Judecătoria Bulintin Vale, astfel în program de desfășurare, luni, miercuri, vineri 9-11, marți și joi 9-12. Consultarea dosarelor, obținerea de relații, precum și orice alte solicitări ce înscriu
ce se scriu în sfera activității cu publicul desfășurate de compartimentele arhivă se vor face numai în baza unei programări telefonice anterioare cu cel puțin 2 zile înainte, iar programarea se va face la numerele de telefon alocate birourilor arhivă și registratură. Mai complicat, luați-le de pe site, că e mai ușor dacă studiați de acolo, atunci în cazul aveți în care aveți nevoie, pentru că e clar, nu toată lumea are nevoie de tribunal, dar sunt foarte mulți care au nevoie. Iar pentru fluidizarea acestor activități la compartimente se recomandă folosirea telefonelor mobile, a tabletelor sau a mijloacelor proprii pentru efectuarea de fotocopii și limitarea timpului alocat la aproximativ 20 de minute pentru persoană. Găsiți acolo tot ce trebuie să știți despre Tribunalul Giurgiu. Mai bine să n-aveți nevoie aici și ca la spital. Nu putem alege noi. Să n-aveți nevoie de tribunal, dar până atunci vă decideți cu ce mijloc de deplasare vă duceți acolo unde aveți treabă. De exemplu, astăzi în parcarea primăriei Giurgiu nu a fost nicio mașină. Cred că numai sâmbătă și duminică am văzut parcarea atât de pustie. S-au mobilizat angajații de acolo. Uite că se poate. Chiar dacă multe comentarii pe Facebook au fost nu știu, oarecum împotriva acestei campanii, dar ea face atât de mult bine încât noi nici nu ne dăm seama. Este vorba de o singură zi pe săptămână numită Vinerea Verde, iar primăria Giurgiu este printre cele 18 primării din țară care a decis să susțină și să promoveze această campanie și iată că nu au fost mașini astăzi în parcarea primăriei și vorbeam cu Camelia mai devreme, ce ar fi să vedem această situație în toate instituțiile sau da, în cartierele giurgiuvene și poate o să resimțim și noi că respirăm aer curat și nu doar gaze de eșapament și nu mai vedem aglomerația asta din oraș, dar lumea se leagă de grup, se leagă de alte probleme, că asta mai lipsea, că aia păi nu ne convine nimic. Da, eu vorbeam astăzi cu o doamnă din Consiliul Județean și spunea că este foarte important să te simți activ și că mai ales cei care stau la birouri au și ei nevoie, că parcă îți trebuie un impuls în plus și să ieși un pic din casă, să te plimbi aer, mai ales dacă e vremea frumoasă afară. Păi e sănătate curată. Și dacă avem e un oraș mic totuși, nu și ajungi, parcurgi foarte mult timp până la serviciu. Vorba unui coleg de-al nostru, 10 minute ești oriunde vrei exact, tu în Giurgiu. Da. Adică numai să vrei să te miști un pic, dacă ești sănătos fizic, dacă poți umbla, dacă e păcat să nu parcurgi niște kilometri, plus că face foarte bine la metabolism, la toată buna funcționare a întregului sistem osos, muscular, tot. Am văzut câteva fotografii pe Facebook și cu consilierii primarului și cu așa care veneau pe jos la servici, da, așa. Foarte frumos, adică de ce în alte țări președinții merg cu metrou sau cu bicicleta sau în țările nordice? Dar s-a dovedit simpatia pe care o capătă vedem, da? Da, adică, cei care merg pe jos și au funcții. Nu văd nimic rău, din contră, eu susțin această campanie și această inițiativă. Mi-ar plăcea să o văd adoptată de toate instituțiile din Giurgiu, măcar o zi pe săptămână. Poate devine un obicei și mai scăpăm de mașinile acestea și de traficul infernal din Giurgiu, într-un oraș atât de mic. Ajungi să stai la coadă. A comentat la știrea da, aceasta cineva și spunea că tocmai a văzut că vecina care pleca la o anumită oră, de ce să se mira cealaltă vecină, de ce a plecat mai devreme? Tu spuneai în redacție astăzi, de ce a plecat mai devreme cu o jumătate de oră? Care întârzia de obicei acum. Lucrează la primărie. De, ai văzut vecinii de vigilenți. Casă, niciodată nu te lasă. S-a găsit răspunsul cu ajutorul televiziunii noastre. Și fiindcă vorbim de primărie, rămânem aici deocamdată. Consilierii locali sunt convocați în ședință pe 31 martie, săptămâna viitoare, tot online va fi. Da. Avem și incidența asta mare. De fapt, online a fost mai tot timpul la primărie, cred că o dată sau de două ori a fost fizic, dacă stau să mă gândesc. Sunt 27 de proiecte de hotărâri, le-am înșirat acolo pe toate la noi pe site să le citiți, unele trebuie traduse. Da, pentru că sunt foarte multe terenuri, am văzut astea cu terenurile, eu nu le înțeleg până nu ni le explică cineva.
Da, uite, constatarea drept de proprietate asupra unor terenuri în intravilan, iar teren, iar modificarea unei hotărâri din nu știu ce dată și de astea trebuie explicate toate și majoritatea sunt așa, acte de adiționale, de concesiune, de... Da, și n-ai cum să nu spui că este conform legii sau măsuri dispuse, că ai văzut și comunicatele de presă de la poliție vin cam tot în genul acesta, pentru că automat, că nu poți să spui doar legea, trebuie să explice așa tot ce cuprinde ea. Aici și trebuie să le explice din aparatele de specialitate ale primăriei. Plus, da? Asta este limbaj administrativ și e de limbaj de specialitate. Da. Ca și cum au avocații limbajul lor la asta fel de vreau lendos. Să le și spun consilierilor locali, dacă se uită la noi primăriei, ca atunci când se susțin ședințele de consiliu local, pentru că noi presa nu avem acces să punem să întrebări acolo, să putem lămurim. Să ne informăm la sursă cum ar veni, să cineva în cadrul ședinței să ne explice, să explice aceste exact. Pinzet. Noi primim după aceea filmările și le distribuim pentru a le vedea toți giugiuvenii. E important să le și înțelegem. Nu e suficient să vedem de la o ședință cine este pentru, cine împotrivă, să abține cineva. Ce e cu terenul ăla? Ce e acolo, cu spațiala? Ce cu... Și chiar dacă am primit proiectele de hotărâri, că le putem primi, nu e nicio problemă, tot trebuie traduse de un specialist, că nu suntem toți specialiști în administrație publică, deci recomandarea noastră asta ar fi în timpul ședinței, măcar la punctele cele mai importante, să fie explicate. De primar sau de aparatul de specialitate. Da, și pentru noi și nu neapărat pentru noi, cât pentru cetățeni. Pentru și atunci publică, e mult mai clar și atunci când cetățeanul are o nelămurire și ori ne întreabă pe noi când avem invitat pe cineva în măsură să răspundă pe teme anume sau chiar acolo în instituții, de exemplu primărie, da? Se mai scapă din atâta aglomerare de întrebări și știi probabil și din audiențe, pentru că dacă problema e lămurită și știi cam unde trebuie să te duci și ce să... Exact. Și în ce fel, atunci situația deja nu mai e de întâlnit în audiență. Dar iată că mai avem o veste de la primărie bună pentru primărie, așa, bani de la guvern pentru municipiul Giurgiu. În ședința de ieri a guvernului pe ordinea de zi s-au aflat două hotărâri care vizează județul Giurgiu, adoptate în ședința așadar și care vizează alocarea unor sume de care municipiul și județul aveau nevoie urgentă. Vorbim de 11,7 milioane pentru finalizarea două drumuri județene, DG411, limita Călăraș-Clejani și DG603, Naipu-Comana și 7,03 milioane pentru achitarea unei datorii lăsate în urmă de administrația locală, însemnând titlul executorii și popriri înființate pentru serviciul de salubrizare al municipiului Giurgiu. Da, ambele situații au caracter de urgență pentru că fără aceste sume alocate, proiectele de infrastructură și modernizarea județului ar fi fost abandonate, conturile primăriei fiind blocate, iar banii primiți de Consiliul de la Uniunea Europeană ar fi fost returnați. Da, da. Așadar, chiar adresează o mulțumire pe pagina sa de socializare Adrian Anghelescu, primarul municipiului Giurgiu, și se lasă cu mulțumire acolo și europarlamentarului Dan Motreanu, parlamentarilor de Giurgiu Toma Petcu, Alexandru Andrei și Gabriela Horga, care au susținut primăria și pe primarul de Giurgiu în demersurile făcute în această perioadă foarte grea și este o sumă care acoperă doar o treime din datoriile făcute de către administrația municipiului Giurgiu, mai spune Adrian Anghelescu în postare. Am preluat-o și noi și am dat această foarte bine că, uite, guvernul ajută și pentru că odată acoperite aceste datorii poate merge și primăria mai relaxată înainte, da? Se poate ocupa și de investiții și de ceea ce ne interesează cel mai tare pe noi de oraș.
Da, pentru că până acum ne țin datoriile pe loc, nu s-a întâmplat mare lucru și foarte multe proiecte sunt programate să înceapă în vară, așa că trebuie bani la primărie și dacă mai ajută și guvernul, foarte bine. Asta este bine, ne bazăm noi și pe PNDL, să sperăm că vin și cele europene și cele de care vă tot vorbim noi aici la Breaking News și nu le mai amintim acum, le luăm pe speță când le mai vine rândul. Dar iată că trecem tot așa în domeniul din ceea ce este legal, ceea ce este cu acte în regulă, trecem la ceea ce este fără acte în regulă, pentru că au fost prinși niște afgani în timp ce încercau să intre ilegal în România, mai exact astăzi... 6 bucăți. Da, 6 bucăți, 6 afgani mai mititei, da, au fost prinși de polițiști de frontieră. Ei erau tinerei și sunt și acum, dar nu mai sunt cu speranțele la purtător. Între 18 și 25 de ani au încercat să treacă fraudulos pe teritoriul României. Doi dintre aceștia au fost observați de către polițiști în apropierea punctului de trecere a frontierei Giurgiu pe direcția comunei Oinacu, deplasându-se pe jos, stângul, dreptul, păi vinerea verde, păi de acum... dinspre zona de frontieră către interior. Lucrătorii de la frontieră i-au oprit, i-au legitimat și... Poc, ce să vedeți, au spus că... Șoferul n-a știut, ei au tăiat prelata. Nu știe șoferul. De data asta nu sunt și cazuri, pentru că uite, ei au tăiat partea superioară a prelatei semiremorcii, s-a urcat acolo fără consimțământul șoferului. Băi, în caz de reprinde cineva, uite, prelata a tăiat. S-a găsit cu ei la Giurgiu. Pentru că pe sus e nu prea te uiți, știi, verifici plătarea. Da, dar poate vântul... Acolo prin gaură. E, bine că n-a plouat, dar uite că nu a fost vinovat șoferul de această dată. Ei au găsit această modalitate de a ajunge tocmai în Germania, dar s-au împotmolit în România. Da, așadar, iată, le-a întrerupt polițiștii din Giurgiu, răi sunt, domne, le-a întrerupt călătoria, iar conform protocolului româno-bulgar privind controlul comun la trecerea frontierei, au fost preluați de către autoritățile bulgare în vederea continuării cercetărilor și dispunerea măsurilor legale ce se impun, iată limbajul de care îți vorbeam, așa este, astea se impun, că de fiecare dată sunt altele, dacă tot vă spun că vă spunem de schimbările astea pe care ne așteaptă în weekend, mai dormim după și ce puțin, suntem cum suntem, nici nu suntem cum ar trebui să fim. Ne plegătim și cu declarații, dormim și mai puțin. Da, trecem în weekend, trecem la ora de vară, așadar în noaptea de 27 spre 28 martie, ora 3 va deveni ora 4. Așadar, dormim mai puțin cu o oră. Atenție la ceasuri, va fi ziua de duminică cea mai scurtă zi din an, iar măsura este luată pentru a folosi cât mai mult lumina zilei și a economisi energia electrică. O măsură ce au și asta, pentru că multe țări au renunțat la această oră. Da, se speră că și la noi la nu se va renunța, așa am înțeles. Știi, mă gândeam acum, comparând, știi, termeni și orele de cumpărături, s-a scurtat ziua de cumpărături, s-a scurtat și noaptea. Da, da, s-a scurtat ziua de cumpărături, dar se lungește ziua de plimbat. Da, da. Uite, vezi, ceva în compensare. Așa că... Și vedem. În compensarea tot ce v-am prezentat... Uite, în 1932 a fost introdusă prima dată această oră, dar vedem că dacă se va decide și la noi să se renunțe la această trecere la ora de vară. Da, așadar, dacă v-am supărat cu anumite știri, eu știu, informații de altfel pe care vi le-am dat, nu noi suntem de vină. Da, știm într-adevăr ce înseamnă asta, știm întrebările pe care le-ați pus și comentariile pe care le-ați făcut pe site, am văzut și noi că ce vacanță mai e asta, că nici ne întreabă Daniel Nicolae ce treabă are primăria Giurgiu cu drumurile din județ. Păi dacă citeați informația de la noi de pe site, ați văzut că sunt două probleme separate. Au fost două hotărâri de guvern. Una care a dat bani primăriei pentru acele datorii pe care le are la serviciul de salubritate, iar o altă hotărâre a dat bani pentru drumurile acelea județene
Da, Naipu, Comana și ce am mai zis noi acolo, Călăraș și la limita cu Călăraș. Deci sunt două proiecte de hotărâri separate, diferite. Da, și diferite. Noi am ales să dăm titlul așa de municipiul Giurgiu, pentru că aici e buba mare și durerea cea mai mare. Dar văd că pe site nu s-a mai înscris nimeni pentru concurs. Am înregistrat toate bilețelele, le-a scris Liviu, așa că o să începem să le împăturim, să le citim, să le împăturim și le introducem în bol și vedem cine mănâncă pizza în această seară. De la Taverna la Bucur, exact. Fără să plătească, pentru că este premiu, o să avem două. Cadou! 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 Cadou, da. Premiu! Premiu, că dacă e concurs și avem câte două persoane premiate. Așa, începem cu Niță Constanța și Gigica Peptănaru. Cred că ne-am obișnuit deja cu aceste ce nume, dacă am creat, pentru că sunt urmăritorii noștri fideli. Marian Petrescu și Petrescu Adelina, iată, cred că sunt familie. Care participă, da, frecvent posibil, la concursurile așa noastre. Nu știu, mai mi-aduc aminte dacă au câștigat. Dacă țineți post, faceți o excepție în seara asta. Dar de ce? Că există și pizza vegetariană. Da, da, și așa. Ce? Mie nu-mi place, mie îmi place numai cu concarne. A, da. Așa sunt Ziana Voicu și Bechir Claudia. A, domnul aici nostru drag Daniel Niculae și da. Mihaela. S-a întors de la munte, cred că este cu ochii cu forțe, pe noi. Cu forțe noi. Da, ce bună e o vacanță. Și ce bună e o pizza după vacanță. Sava, da. Angelica și Crevedean Steliana. Așadar, vă puteți alege de care pizza vreți. O să acolo sunați dinainte și să spuneți că ați câștigat, ca să știe de care pizza vă face. Cel mai bine ar fi să vă aduc acasă în condițiile astea, dar dacă vreți, eu știu. Poate mai ieșiți cât și mai e vreme, o cât să mai poate acolo. Luca Florentina, Luca Gabriela Maria. Cojocaru Dorina și Zamfir Gabriel Ionel. Ce să zic, atâta timp cât ne dați seria și numărul de la cartea de identitate, o să se afle și Niță, Marian, Silviu, Filip, Marilena. Așa. Am văzut, au fost câteva persoane care ne-au scris ieri și după încheierea ediției de Breaking News. Ne pare rău, dar chiar dacă le vedem, nu mai putem face nimic. Noi vi le aprobăm ca și comentarii pe site. Zamfira, dar Alina și Georgiana Floriana. Nu puteți participa dacă nu sunteți în timp util aici. Mai mă uit pe site între timp să vedem dacă s-a mai înscris cineva până în Păturești. Da, strada Gării numărul 57, nimic. Acolo este Lucica și Șerban. Ai dat, Liviu? Ah, acum. Da. Așa. Și mai am Baldar Petras. Este numărul de telefon, tocmai ce îl puse la dispoziție regia. Da, o să-l găsiți și pe site. Pădeanu, Irina, Andreea și Marian. Așa. Ia, împăturește-le cu pe asta ca să le zic și pe ultimele două. Graure, Andreea, Georgiana și Ionuț Bogdan. Să le țin cumva așa să se vadă. Acestea au fost ultimele bilețele. După care începem extragerea. 8277, da? Să vedem câștigătorii. Strada Gării 57. Hai că ritmează. Așa. Hai, Cami. Hai să vedem. Nu mai zi nimic de tobe. Ce tobe să mai zicem? Zice că numărul Baldar de telefon Petras, se mănâncă o pizza de care vrea în această seară la Taverna Ia uzi la Bucur. El. Felicitări. Casa, da. Bucur, felicitări. Iar al doilea câștigător ne scrie Florentina Luca, zice că numărul de telefon este greșit de la Taverna. Nu cred, este cel de pe site. Este cel de pe dat de dânsii. Și Niță, Marian, Silviu. Felicitări.
Așadar, avem doi bărbați în această seară câștigătorii câte o pizza, da, de la Taverna Bucur. Mai mă uit și o dată pe site să vedem dacă îi corespunde numărul de acolo care l-a afișat regia cu numărul de la noi de pe site, să nu fie totuși probleme. Hai să facem o micuță verificare. Oricum, felicitări câștigătorilor din această ediție. Toți participanții sunt niște câștigători în felul lor. Iată, acesta 218, 277. Mai încercați? Și... O să încercăm să sunăm și noi. Da, și oricum, da, ca să ne convingem. Puteți să intra și pe site-ul dânșilor, pentru că este un site și pe, sau pe pagina de Facebook, sunt acolo informațiile, noi de acolo le-am luat, așa că n-au cum să fie greșite și comandăm și noi din când în când, așa că funcționează numărul de telefon. Așadar, dar dacă totuși încercați și nu reușiți, ne mai spuneți și încercăm să remediem avaria. Felicitări câștigătorilor, de luni încă două concursuri cu pizza. Și vă așteptăm din nou cu ceva dulce după aceea, nu vă dezvăluim, dar vă ținem așa un pic în suspans și vom avea în fiecare zi, cel puțin atât timp cât avem empatie din partea agenților economici din Giuveni, o să vă așteptăm în continuare cu mici premii și dânsii se bucură că le călcați pragul și îi accesați, pentru că de obicei cine se duce să ia o pizza nu rămâne cu pizza sau nu comandă, mai comandă una în plus, mai au o cutie de fursecuri, mai au cu cozonac, sigur, mai intră într-o bijuterie, mai vine idee, mai ia acolo ceva, un pandantiv, la două sticle de vin, hai că mai merge și una să o facă cadou, că e o lăsată a secului, că nu știu ce, și după aceea a fost bun și se mai întoarce odată, așa că de ce nu? Florentina zice, nu este cu 377. Mă rog, uite, chiar o să sunăm și noi, stai să-mi notez puțin, că poate nu e 277, poate e 377. Este... Așa, vedem, să nu se fi strecurat vreo greșeală. Noi vă mulțumim... Și dacă este rectificat. Exact, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Felicitări câștigătorilor acestei săptămâni, dar felicitări și celor care au participat și care s-au ambiționat să ne scrie în fiecare zi și să ne citească, pentru că noi am văzut asta. Vă așteptăm și de luni cu noi concursuri, așa că vă dorim un weekend excelent, fără restricții. Și cu mult soare, cu multă libertate la plimbare, intervalul permis, pentru că va fi vreme frumoasă. Toate cele bune. Mai bine. În cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... Trei morți și doi răniți astăzi după ce în explozia de ieri au pierit peste 20 de ani. Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine. Programarea prin intermediul listelor de așteptare. După autentificarea în platforma Rovaccinare, trebuie să selectați centrul de vaccinare în care doriți administrarea dozei. Dacă locurile din centrul selectat s-au epuizat, puteți opta pentru înscrierea pe lista de așteptare a centrului respectiv pentru a fi notificat în momentul în care vor fi disponibile noi locuri. Înscrierea pe lista de așteptare se realizează accesând butonul Înregistrează-te pe lista de așteptare din partea dreaptă a ecranului. Totodată, în aplicație puteți vedea câte persoane sunt deja înscrise în listele de așteptare a centrelor de vaccinare. După înscrierea în lista de așteptare a centrului de vaccinare, sistemul va afișa meniul Beneficiari și va returna mesajul pe culoarea verde Beneficiarul a fost adăugat cu succes în lista de așteptare. Fiecare persoană se poate înscrie pe o singură listă de așteptare. În situația în care doriți să reveniți asupra acestei opțiuni, puteți anula înscrierea prin accesarea butonului Anulează rezervare listă de așteptare.
Persoanele aflate pe lista de așteptare vor fi notificate că pot realiza o programare la vaccinare în funcție de prioritatea categoriei din care fac parte. Persoanele cu vârsta peste 65 de ani sau cu boli cronice. Persoanele care activează în domenii esențiale. Populația generală, în cazul în care rămân locuri neocupate. Dacă ați primit o notificare prin e-mail și SMS, veți avea la dispoziție 24 de ore pentru a realiza o programare în centrul de vaccinare unde v-ați înscris pe lista de așteptare. Astfel, intrați în platformă și selectați centrul unde aveți rezervarea, iar ulterior realizați programarea prin alegerea zilei și a intervalului orar atunci când doriți administrarea primei doze, respectiv intervalul orar pentru administrarea celei de-a doua doze. La final, vizualizați sumarul programării, bifați declarația pe proprie răspundere, iar sistemul generează recipisa cu detaliile de prezentare în centrul de vaccinare. Dacă nu vă programați pe locul disponibil în termen de 24 de ore, veți mai primi încă două notificări ulterioare. În lipsa unei confirmări în acest interval de timp, veți rămâne pe lista de așteptare, însă veți pierde poziția ocupată inițial. Dacă optați să vă înscrieți pe lista de așteptare telefonic, prin call center la numărul 021 414 4425, programarea se va realiza automat în ziua și în intervalul orar disponibile pentru administrarea vaccinului și veți fi informat prin e-mail și SMS asupra acestor date.